Bună regăsire, prieteni! Podcasturile Observatorul Militar sunt din nou în fața dumneavoastră cu un invitat surpriză, sau cel puțin așa sper ca dumneavoastră să considerați că este o surpriză foarte frumoasă. Am făcut eforturi cu ghilimele de rigoare, desigur, să aducem în studio un sportiv militar și sportiv și militar. Este vorba de nu fostă atletă, ci de atleta Mihaela Botezan. Nu-mi place deloc să conjugăm la trecut. Uh, Mihaela Botezan, campioană mondială, o să ne spună dumneavoastră mai multe despre performanțe. Este actualmente major și șef al Serviciului Educație fizică în cadrul comandamentului logistic într-un sper că n am greșit șef, funcția sau gradul. Șef al biroului. Educației. Șef al biroului, da, la conjugări stăm mai rău, cum spuneam. Mulțumesc mult pentru faptul că ați acceptat invitația de a fi participant activ la podcasturile Observatorul Militar, și noi vrem să discutăm în cadrul acestui dialog foarte liber, de altfel, de două chestiuni atletism și armată, pentru că practic, din punctul meu de vedere, aceste două piloane sunt cele care cumva conturează identitatea Mihailei Botezan. Am spus corect? Corect. Atunci, haideți să începem. Și bănuiesc că o să urmăm o oarecare ordine cronologică, începem cu practicarea atletismului și ajungerea la niște indici de performanță deloc de neglijat. Vă rog. Bună ziua, Vă mulțumesc pentru invitație, e o plăcere să fiu aici alături de dumneavoastră. Reciproc! <laughs> pentru că sunteți un susținător al sportului și eu iubesc sportul și simt nevoia să dau ceva înapoi societății și o să descoperim ce pe parcursul discuției noastre. Sunt Mihaela Botezan, major în Armata României, actualmente șef birou Educație Fizică, Tradiții și Cultură în Comandamentul Logistic Intrunit. Practic, sportul, nu foarte de devreme, mama fiind profesoară de română, nu i-a plăcut ideea de a face sport de performanță și dorea să, 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 să urmeze o altă carieră. Și m-am dus la liceu sportiv la DEVA foarte târziu, abia în clasa a 10-a, mânată de dorința de a face performanță, deoarece... Tot ce însemnea competiții sportive în atletism, la nivel local, până la nivel de județ, le câștigam, iar neavând o echipă în spate cu care să merg la campionatele naționale, rămâneam doar campioană județeană. Și mi-am convins cu greu părinții să mă lase să merg la liceu sportiv la DEVA, unde am dat peste o echipă de antrenori super ok, care au avut răbdare să cresc în performanță, Apoi am urmat uh, cursurile Facultății de Educație Fizică și Sport de la Cluj-Napoca, iar după terminarea cursurilor de, de, la de la Facultatea de Educație Fizică și Sport a început adevărata performanță. <laughs> eh, în orice caz, ca să extrag un picuț din ce ne-ați spus din aceste cuvinte, văd niște chestiuni. De exemplu, faptul că discursul atât de liber, de parcă ar fi o lectură, nu? Se datorează totuși părinților și filonului... Educativ, intelectual, nu? Da, da, da. Pe de altă parte, foarte probabil, a fost o chestiune nativă. Alergarea, atletismul de performanță pentru Mihaila Botezan au fost niște daruri de la Dumnezeu, de născare, să spunem, nu? Da, vacanțele plăcut, petrecute la bunici, în aer liber, unde ne deplasam pe unde distanțe. Unde sunt bunicii? Sau unde erau? Județul Alba... Să Ogna Mureș, născută în Ogna exact. Mureș, da. E o țară atât de frumoasă cu atât de frumoase denumiri și localități încât parcă e păcat să nu spunem de Ogna Mureș. Corect, sunt mândră, mai ales că acum se dezvoltă un complex balnear sau se redescoperă sau se renovează complexul balnear. Am citit că s-a renovat pe fonduri europene și este un frumos complex balnear în localitate. Uh, Bunicii la Blaș, din partea mamei, din partea no, tatălui. Numai localități istorice. Da. <laughs> la da. mica Romă și la Soda Ognamureș, Ogna exact, nu? Exact, exact, exact. <laughs> Echipă care era gata-gata să facă o mare surpriză în Cupa României, la fotbal mă refer. Soda Ognamureș a fost la un pas să se califice în sferturile de finală după ce a obținut rezultate bune cu Chindia, cu Craiova Core, în ultima și vreme. Și <laughs> a dat în lotul național sportivii foarte bun la volei. Da, corect, așa este. Deci, ce să mai vorbim de un areal, să-i spunem așa, foarte uh, sportiv și, de ce nu, foarte, uh, cum să zic, încurajator pentru cei care vor să practice sportul, atât la nivel de performanță, dar și la nivel de întreținere. Pentru că e foarte important, din punctul meu de vedere, să facem această diferențiere. Dar, v-am întrerupt și cred că este bine să revenim la acest fir al poveștii. Mihaela Botezan s-a dus la liceu ca orice copil de vârsta respectivă după care a făcut cunoștință cu rigorile aproape cazone, aș spune, ale sportului de performanță. Cum s-a întâmplat? Întâmplarea a făcut că un antrenor de la Clubul Sportiv este Steaua București Chiar a, a fost o întâmplare? Scusați. Chiar a fost o întâmplare. Credeți? Eu, Eu cred că nu. Sau mâna destinului. Așa. Am susținut împreună examenul de, de licență iar antrenorul meu de la Club de la, de la Cluj era prins în Comisia de Corectare a Lucrărilor și l-a delegat pe domnul Barba Augustin să mă antreneze pentru că se apropia campionatul național și să nu pierd antrenamentele din cauza examenelor, l-a rugat să mă supravegheze, de fapt, la, pe vremea aceea mă pregăteam pentru 3.000 obstacole. M-am bucurat că Ce domnul... Ce tehnică, fantastic, 3.000 obstacole. Da, domnul Barbu Augustin era un alergător de uh, 3.000 obstacole în tinerețele dânsului. Și mi-a prins foarte bine indicațiile pe care mi le-a dat, uh, după care a venit și m-a urmărit la campionatul național. Uh, surprinzător, din Pluton am reușit să urc pe podium, datorită de la o probă abordată de foarte puțin timp, la momentul respectiv. La momentul respectiv, chiar și obstacole erau de înălțimea băieților, încă nu erau reglementate prin uh, regulament, acum fetele concurează pe o anumită înălțime, băieții pe altă înălțime. Da, e vorba de gardurile care trebuie trecute. Obstacolele. Da, da. Obstacole, obstacole sunt ridicate la înălțimi exact, diferite. Exact groapa de apă e aceeași. Groapa de apă e aceeași, da. doar înălțimea obstacolului este diferit. Bun și după 3.000 obstacole, medalie la 3.000 obstacole la campionatul național s-a deschis cumva apetitul pentru atletismul adevărat, nu? A început colaborarea cu domnul Barba Augustin care era antrenor la Clubul Steaua și dânsul m-a inițiat sau mă rog. În ce an se întâmplă asta? în 1999. Nu-i chiar așa departe. 1999, chiar. chiar, dacă e secolul trecut, cum ne place nouă să spunem. Da, făcusem, mi-aduc mi aminte cu drag, făcusem un pact cu dânsul, zic că ai doi ani din viața mea, dacă să mă acomodez cu stilul tău de antrenament, dacă nu reușesc să fac performanță în doi ani de zile, atunci o să mă îndrept spre o carieră în învățământ, adică profesor de educație fizică, să fac discuțiile ceea Discuțiile cu mama. Da, discuțiile cu tata, mai exact, tata. Tatăl tot în învățământ? Nu, nu. Tata era, muncea în, în întreprindere la Ogna Mureș. Dar, da, vecheat asupra educației noastre, dorea foarte mult să, să ajungem, să, facem o, să urmăm o facultate și să ne realizăm după principiile lor de viață. Ca orice părinte Ca orice la urmă. Păr Corect, a fost doar multă dragoste și a fost modul lor de a ne, ne educa. De a așa, ne în viață. Și așa a început cu ajutorul lui Augustin Barbu, pe care îl salutăm, nu e așa? A început drumul de mătase al gloriei, dar pavat cu mulți ciulini, pentru că cine crede că ajunge acolo așa ușor e probabil un visător. Ca să ajungi la niște performanțe, indiferent de disciplină sportivă, îți trebuie muncă, sacrificii, poate chiar intrarea în zonă patologică, nu? Da, și între timp, între timp domnul Augustin Barbu a o grupă de maratoniste de la 3000 obstacole, i-a luat ceva timp să mă convingă să fac măcar o probă de rezistență, adică un 10.000 de metri, până să ajung la alergătorul de maraton, care trebuie să recunosc, nu mi-a plăcut. nu v-a plăcut, dar ați performat și la maraton, și la semi-maraton, și la 10.000 de metri. Nu fiți modestă și vă rog să creionați măcar așa cele mai importante repere ale cărții de vizită sportivă, Mihaela Botezan. Pentru că ați participat atât la Jocurile Olimpice, la campionate mondiale, ați reprezentat tricolorul, va și cânta imnul, nu e așa? Deci avem în față un interlocutor care are ce spune despre el. Nu fiți modestă încă o dată. Da, mi-a cântat imnul, îmi aduc cu drag aminte, este o, o, emoție deosebită în momentul când scântă cântă imnul sau când ești doar pe o treaptă a podiumului. E altceva. E altceva, într-adevăr. Și mi-a cântat de două ori nu? Prima dată când am câștigat Cupa Europei la 10.000 de metri și a doua oară când am câștigat uh, 5.000 de metri uh, cu record mondial militar, proba de 5.000 de metri din cadrul uh, Olimpiadei Militare. Jocurile Mondiale Militare. Jocurile Mondiale Militare, care erau în 2003 în Catania, Italia. Deja îmbinaseți cele două, intraseți în rândul uh, uniformelor, să zicem așa, ați avut și dreptul de a participa la această competiție între militari. Dar vom ajunge și acolo. Deocamdată suntem în zona de performanță sportivă. Deci de ce nu v-a plăcut maratonul? E prea lung, 42,195? Mm, nu neapărat. Cursa în sine este o eliberare, dar pregătirea de 3 până la 6 luni de dinaintea competiției este o muncă silnică. Ca la box profesionist. Nu e așa numai că bursele sunt mult mai mici, dacă acolo peste ocean se boxează pe milioane de dolari la, un, la o gală, în schimb la maraton știu că recompensele financiare nu sunt atât de mari precum uh, în precurzile ringului, nu? Dar este proba cea mai proba recompensată, recompensată din atletism. Personal îmi place foarte mult când văd sau chiar când am avut ocazia să comentez pentru că la maraton ai ocazia să faci cultură. Dacă traseul este unul urban, cam majoritatea cazurilor. A fost la Londra la Jocurile Olimpice, s-a trecut pe la Palatul Buckingham, pe la podul de peste Tamisa. Mă rog, în N. Posturi la Rio de Janeiro s-a văzut de nu știu câte ori statuia lui Isus Hristos în timpul buclelor pe care le făceau maratoniștii. Deci este până la urmă o probă care te invită cumva să și citești, să deschizi măcar niște pagini, nu numai despre biografia sportivilor care sunt pe primele locuri, e corect? Corect. <laughs> Atunci înseamnă că maratonul are rolul lui, bine determinat și bine definit în lumea sportului. Doar că ești atât de focusat încât uh, nu ești foarte atent la ceea ce nu, se no, star, întâmplă. Eu vorbeam vorba. despre noi ăștii alți care nu alergăm. Cei care, da, da, da. da, Nu, că ai timp. În, nu este viteza e atât un dialog, de mare. E un dialog solilocvial, în timpul maratonului? Um, Vorbești cu tine însuți? Nu prea am vorbit cu mine însumi, ci am făcut calcule. Eram foarte atentă la, la viteza de deplasare și îmi calculam pierderile sau câștigul pe o distanță de 5 respectiv 10 km și apoi finalul uh, cursei. Adică într-un fel era o trasare de funcție matematică, de grafic, de grafic în timp exact. real. nu? Exact, la analiză exact. matematică. nu? Exact, exact. Ia ce frumos. Păi, asta înseamnă că maraton nu poate să facă oricine, ci îți trebuie o anumită educație, cred eu, ca să poți să ai să creierul lucid să înțelegi fără discuție și să păstrezi luciditatea asta în timpul unui efort de anduranță în care pierderile de săruri sunt extrem de mari. La fel, hidratarea trebuie să fă fie făcută și ea strategic, precum la Formula 1. Intri la pit stop în anumite momente ale cursei, nu? Exact, exact, da. Ai nevoie de o anumită inteligență să înțelegi arta competiției. E un pic de viață condensată, maratonul e o, cum să zic, o copie în miniatura vieții? O cursă de maraton? În general, da. În general, da. Se poate spune așa. Exact. Am citit undeva într-o carte destul de groasă, de vreo 600 de pagini, despre istoria maratonului, cum a început. Bine, probabil că multă lume știe despre acel soldat grec care a venit pe distanța de 42,195 de kilometri ca să vestească victoria de la maraton. Exact. Cum vă pregăteați voi maratoniștii Probabil pentru că era un lot, nu? E o pregătire singulară, nu? Cum vă pregăteați voi în lungile cantonamente pe care trebuia să le efectuați, și cum găseați și timp să mai și citiți câte ceva? Timp există, doar trebuie să setezi prioritățile. Într-adevăr că nu antrenamentul în sine cât recuperarea este importantă sau este la fel de importantă recuperarea ca și antrenamentul sau ceea ce mâncăm. Că până la urmă suntem un cumul de factori, ceea ce facem și ceea ce mâncăm e, și toate sunt importante. Până la urmă toată lumea știe să fugă, aveam o vorbă <laughs> și bunica aleargă. <laughs> dar... Mai ce? <încetat> dar aleargă, sigur. <laughs> Ideea este cum ajungi în funcție de obiectivul setat la obiectivul respectiv. Și ceea ce faci pentru obiectivul respectiv. E, e o artă. Da, sigur, sigur că da, și eu cred că este o artă, dar în același timp este o știință sau o tehnică maratonul, pe lângă această calitate sau această nuanță trasată de, de dumneavoastră ca fiind o artă. Maratonul, până la urmă, de fapt nu numai maratonul. E calcul pur. Exact, e calcul pur, dar atletismul, pentru că foarte multă lume spune că fotbalul este regele sporturilor. Atletismul de fapt ar trebui să beneficieze de această uh, poreclă, dacă îi putem spune astfel, pentru că fără mișcare, fără alergare nu poți să practici nici măcar în notul, nici măcar șahul, nici măcar șahul. Da, sigur că da, sporturile minții trebuie să uh, mă rog, un performant în sporturile ale minții trebuie să fie bine pregătit fizic, tocmai ca să aibă capacitatea de a și uh, oxigena creierul și de a gândi foarte lucid ceea ce facem în fața tablei. Exact. Nu? Da, este la baza tuturor sporturilor. A putea spune că. Cu este... ce v-a ajutat acest lucru? Ați practicat atletism. Apoi, ușor ușor, ați descoperit, pas cu pas, pe măsură ce s-au strâns anii și banii în cont, nu? Ați descoperit și alte sporturi, probabil, pentru că sunteți ca și mine, de altfel, un uh, om care promovează sportul în orice variantă a lui, nu? Corect. Și spuneam că de-a lungul timpului am vrut să dau ceva înapoi societății care pe mine m-a susținut. Făcând sport m-am integrat foarte bine în societate. Chiar în timpul curselor mele aveam reporteri care ieșeau pe stradă și luau pulsul societății. Dacă mi-au urmărit cursa de la Jocurile Olimpice, dacă mi-au urmărit cursa de la Campionatul Mondial. Și am surprins că oamenii erau interesați de sport. Chiar știau interviurile mele, știau exact unde merg în cantonament și care sunt pașii. Erați o vedetă, adică. <laughs> Un mic VIP. <laughs> Fetița mea este foarte încântată că mama ei are o pagină pe Wikipedia. O, asta e un lucru foarte frumos și dacă un copil este inspirat cumva de un astfel de aspect care poate părea minor, asta înseamnă un mare câștig, pentru că părintele deja a transmis către copil esența mesajului. Iată ce trebuie să faci ca să ai și tu la rândul tău pagina de Wikipedia când ți-o veni rândul, nu? Corect. Ce vârstă are? 13 ani. Mult înainte. Face sport? Face sport de performanță. Ce? Gimnastică. Aoleu, tot dintre astea cu cantonamente lungi și chinuitoare, ca la, ca la atletism, nu? Ca la atletism, dar uh, a studiat că îi place foarte mult tehnologia și a văzut că gimnastele, în general, ajung campioane mondiale la săritura cu Prăjina. Și anul acesta este, a început și Saltul cu Prăjina și este campion național la categoria de vârstă. La ce la... club e legitimată? Uh, la club la stiau, a face gimnastică, iar atletismul face la clubul meu, la club clubul Sportiv, Atletic, Atletic Cluj. Cluj, exact, da. care l-am uh, înființat datorită dragostei mele pentru, pentru sport și a dat ceva înapoi societății. E, și uite, așa, fără să folosim forcepsul, am scos niște mici secrete din viața Mihaelei Botezan, mamă, înainte de orice altceva, performer sau militar, Conducător de club, în viața civilă, nu așa, dincolo de orele de program, ați înființat un club sportiv de drept privat, Clubul Atletic Cluj, care exact asta și-a propus, probabil după radiografia șefului de club, să încerce să fie o poartă deschisă pentru practicarea sportului, celor cărora le place să facă asta, nu? Exact, și avem sector de performanță sau sector de sport de masă, sportul pentru toți la început chiar am avut o grupă de family în care un părinte să fie model pentru copilul mic de 4-7 anișor care vine să se inițieze în tainele atletismului. Că de obicei cei mic, mic, cei mici până să ajungă să cunoască un alt model, părinții sunt modelele lor. De acord, așa este. Părinții și, și orice, făceau, orice făceau, uh, urmăreau uh, acceptarea părinților înainte de a. Da, validarea. Validarea antrenorului, exact, exact. Plus că mulți copii aveau impresia că dacă sunt foarte energici și părinții le aduc uh, la un, o activitate fizică, sunt pedepsiți. Iar făcând sport alături de un părinte era deja altceva. Da. Totul ne-a spus care este cea mai, să zicem, dragă medalie. Bine, nici nu, nu v-am întrebat, v-am întrebat de medalii de palmares, dar ați ocolit cu o oarecare, să zicem așa, șmecherie, în sensul bun al cuvântului, întrebarea. Hai să facem un palmares. Medalii obținute de Mihaela Botezan de-a lungul carierei și care este cea mai aproape de suflet? Cea mai aproape de suflet, clar, este cea de la 5.000 de metri cu recordul mondial militar. După care urmează recordul național în proba de 10.000 de metri obținut la Jocurile Olimpice de la Atena din 2004 Chiar dacă a fost doar locul 11, nu este o medalie, dar este o performanță care este și astăzi în picioare hm. Am ceva Deci e record național E da? record național Bun. Record național la maraton obținut la Atena la Jocurile Olimpice 2004 În inima olimpismului Exact. Ce putea fi mai frumos? În ultima zi de întreceri. Normal că maratonul <laughs> e mereu în ultima zi. Nu, 10.000 de metri. A, este... corect, da, 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 așa este. Este pe invers cu un campionat Maratonul mondial. la băieți este în ultima zi de întreceri pentru că la Jocurile Olimpice, nu vă spun dumneavoastră, ci celor care se uită la noi, bineînțeles, la Jocurile Olimpice, la festivitatea de închidere, medalia la maraton se acordă acolo, în cel mai festiv cadru posibil. Tocmai de aceea maratoniștii au cumva un statut special, chiar și între atleți, nu? Este proba cea mai lungă. Exact, proba probelor. Proba probelor. Apropo, dacă e să vorbim așa un picuț tehnic de atletism, tot la Clubul Steaua au venit de curând trei alergătoare din Kenya, aduse de antrenorul Carol Shanta, da, care au și obținut cetățenie română și urmează să ne reprezinte pe distanțele, pe semidistanță sau pe distanță lungă la Jocurile Olimpice de la Paris. Corect. Cum este din, din mica punct... precizare da? că între timp nu mai sunt sportivele clubului Steaua și clubului sunt un Dinamo. Pic, da, sunt un pic în spate eu cu știrile, după ce că a furat Dinamo de la Steaua pe Popovici și mi se pare că a mai fost pe Boldor de la Ruibi, uite că ne a furat și atletele. Asta este. Dar nu contează. Până la urmă sunt trei fete care au venit din Kenya care au obținut cetățenia română și care vor reprezenta România la Jocurile Olimpice, că sunt la Steaua sau că sunt la Dinamo Legitimate, e un amănunt. Cum vedeți acest transfer, îi putem spune așa? Cred că e prima dată în istoria atletismului românesc când avem o astfel de pată de culoare, la propriu și la figurat. Uh, nu neapărat. De-a lungul timpului, cel puțin la probele de, de viteză și la săritura în lungime, cred că am mai avut uh, sportivi de culoare. Nu, nu, e vorba de faptul că au venit acum dintr-o țară, Kenya, de exemplu, care este renumită pentru alergarea pe distanțe lungi de la 5.000-10.000 încolo. Credeți că vor performa pentru noi, sau credeți că e un lucru bun că am adus sportive poate de altă talie, poate de altă valoare, în detrimentul filonului autohton? Clar e o schimbare. Asta fără discuție. Acum, pentru că mi-a dat recordul meu național, aș putea avea o opinie că nu e corect. Ar fi corect să fie născuți măcar în România, chiar dacă sunt de altă culoare naționalitate sau altă culoare. Deși, în facultate, am studiat fenomenul mit sau realitate, dacă ești alb sau negru, dacă obții performanțe mai bune la 10.000 de metri. Până la urmă, proba de 10.000 de metri este muncă. 90% talentul, îl câștigi, îl ai, dar dacă rezistența, nu îl întreții, nu îl rezistența este calitatea motrică care se dezvoltă cel mai mult. Da. Și atunci, Comparativ cu viteza, de exemplu, nici nu înt există. Într-adevăr, o dezvolți în 8 ani de zile, de aceea zic că dacă perseverezi, munca nu ți ia nimeni și iese la suprafață la un moment dat și obții performanțe foarte bune prin muncă. De acord, așa este. Totuși pentru clubul Steaua, faptul că le-a pierdut și pe acestea trei, nu cred că este un uh, punct uh, pozitiv. Sigur că nu o să dezvoltăm foarte mult această idee, dar ele au venit în România și au fost legitimate inițial la Steaua. Dacă Corect. au trecut la Dinamo, înseamnă că e o problemă. <laughs> nu o să o dezbatem Cum spuneam <laughs> Pentru că această discuție este una care vrea să scoată În evidență lucrurile pozitive Nici de cum pe cele negative Ele concurează pentru România Și acest lucru este cel mai important Corect. Cum vede Mihaela Botezan Sportul românesc Sigur că pare o întrebare așa Ca să umplem timpul, timpul Dar nu, uh, un sportiv Poate să aibă un punct de vedere Evident, mult mai competent Pentru că vine din interiorul lumii sportului Credeți că de fapt, asta este întrebarea. Credeți că economia de piață actuală are posibilitatea de a susține sportul de performanță în România sau trebuie în continuare să ne gândim că implicarea masivă a statului, inclusiv prin finanțare, va duce mai departe sectorul de performanță mondial, european și, evident, olimpic? Clar, România are puterea sau posibilitatea de a susține sport de performanță egal că vine din domeniul privat sau din de la stat finanțarea, doar că realitatea este că se duce o luptă între ieșirea din zona de confort, o luptă cu tehnologia, în care, unde copiilor le este mult mai comod să stea în pe o canapea, să se joace sau să stea în fața televizorului decât să vii până pe o bază sportivă și să faci sport. Atletismul este un sport individual, este un sport greu, este cu multă muncă. Chiar dacă să zicem că la probele de viteză sau la probele tehnice este un pic mai ușor datorită faptului că trebuie să ai acele calități ca să poți să faci proba respectivă. Calități da, native. Calități native. Dar atletismul fiind sport individual este 90% muncă. Chiar, e sport individual sau poate fi încadrat și în categoria sporturilor de echipă, atletismul? Cum îmi place mie să spun, este sport individual care se face în echipă. Exact. Foarte exact. important să ai o, o echipă care să te susțină. De-a lungul timpului am ajuns chiar să alerg cu doi băieți în echipă. Cu unul începeam antrenamentul, după care... Era sparingul, nu? Sau? Sparing partenerul, da. exact, exact. E, Trebuie faptul, să le mulțumesc, datorită lor. Exact, asta voiam să spun: că performanțele unui atlet fără un partener de antrenament cu care să fie compatibil, să fie congruent ca idee, cred că ar fi mult micșorate, nu? Da, 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 da. Dacă la probele de rezistență poți să pui un obstacol în spate și să poți să te antrenezi în condiții de concurs cu o îngreunare, la probele de, de rezistență trebuie să ai pe cineva care să te ducă sub intensitatea de, de concurs. Ca în momentul când ești în concurs să simți că ți-e lejer. Bun. Cu sportul, cred că ne-am putea întinde până mâine și nu terminăm. Nu avem o durată extrem de clară la podcasturi, dar totuși, haideți să trecem și spre latura militară, care, din câte am înțeles și din câte am văzut, nu numai am înțeles, vă este la fel de dragă precum și cariera sportivă. Cum s-a întâmplat această trecere? Eu cred că a fost o trecere, să zicem, naturală de la una la alta, fără să se excludă una pe cealaltă. Da, într-adevăr, mă regăsesc în sistemul militar datorită faptului că și în sport aveai de respectat niște reguli. Mi-a fost foarte ușor să, să mă integrez. Am urmat cursuri de carieră și am ajuns astăzi majorul Mihaela Botezan. Și îmi place ceea ce fac, într-adevăr, performez în domeniul educației fizice militare. Educația fizică militară fiind un segment care, Cumva important. Important, fără discuție. El izvorăște din educația fizică generală, să-i spunem. Are anumite caracteristici, dar până la urmă tot educație fizică este. Ca să fii militar, trebuie să fii puternic, să duci la îndeplinire toate misiunile. Și atunci, evident, că trebuie să fii un, un militar antrenat. Cumva la această parte de discuție e un paradox. Lucrați la Comandamentul Logistic întrunit. Da? Cea mai importantă armă din exact, punctul meu de exact. vedere. Exact, Sunteți la logistică. <laughs> exact. Foarte mulți din armată spun că logistica e în spatele frontului, așa, așa, așa. Sunt anumite proverbe, să zicem, despre logistică. Dar iată că reușiți tocmai la logistică să aduceți această, acest spirit sportiv, să-l insuflați și să arătați tuturor că inclusiv la logistică este foarte important sportul. Corect. E cumva în o provocare de carieră. da. Pe care ați început, ați început să o practicați, această provocare, când ați îmbrăcat haina militară, și v-ați propus până la pensie să reușiți, nu? Oarecum. Promovez într-adevăr în armată sportul ca și stil de viață sănătos. Deja am trecut în altă categorie. Trebuie să rămânem sănătoși ca să ne putem îndeplini misiunile din teren, din teatru de operații. Uh, Într-adevăr, logistica este foarte importantă, doar că uh, infanteriștii sunt înaintași. Nu, prima dată e logistica și după aceea vin <laughs> ceilalți. Corect, pentru că fără logistică, fără intendență, n-ar putea să existe toate operațiunile din teren care n-ar fi, nu așa, alimentate din toate punctele corect. de vedere. Armata și sportul sunt două uh, domenii care au foarte multe tangențe. E corect? Corect. Cât de ușor va fost să faceți trecerea de la sport la armată sau cât de mult va ajutat sportul atunci când, din motive naturale, fizice, n-ați mai putut să fugiți 5.000 de metri pentru record mondial, nu? Și v-ați orientat către cursurile de carieră, cursuri de ofițer. N-a fost greu. A fost o trecere firească. De la... Pentru că au și în armată există acest sector de sport de performanță Prin Clubul Steaua sau prin Consiliul Sportului Militar Internațional Participăm la tot felul de competiții internaționale Gen jocurile mondiale militare Unde ne întâlnim doar cu militari Este nu un și fel cu... de jocuri olimpice ale militarilor Exact, acolo. exact, exact Chiar așa, și cu festivitate de deschidere, cu festivitate de închidere, ținând cont de numărul de țări afiliate la CISM, se poate compara oarecum cu CIO, deci exact. sunt multe similitudini, nu? Exact, exact. <hă> și sportul în armată este văzut, bineînțeles, ca o componentă importantă a pregătirii. Însă... O componentă de bază, da, spune. da, de bază, corect, dar și cea performantă, exact cum spuneați mai devreme, componenta de sport de performanță în armată. Cât de, cât de importantă este, sau cât de, cât de multă importanță se acordă acestei componente? Se acordă datorită faptului că sunt organizate tot felul de competiții sportive, inclusiv pe ramuri sportive, gen, atletism, volei, basket, și avem acele competiții aplicativ militare, cu trageri, cu, deplasa, cu deplasare în patrulă militară, cu duel de foc. Atât de vară, cât și de iarnă. Atât Acestea. de vară, cât da. și de iarnă, corect, corect. Da, da. <laughs> Și sunt într-adevăr niște probe extrem de tehnice, extrem de variate. Eu cred că dacă aceste probe sau aceste evenimente ar fi ceva mai vizibile pentru publicul civil, cu siguranță imaginea armatei n-ar avea decât de câștigat. Da, cele militare oarecum suntem obligați să le desfășurăm într-o bază militară, într-o unitate militară, da. pentru că ai nevoie de poligon, ai nevoie de materiale și structura de securitate ne permite mai puțin să ducem publicul larg într-o unitate militară, exceptând porțile deschise. Da, da, corect. Ați fost printre anfitrionii organizării unei ediții speciale, să zicem în 2023, a Cupei Logisticii. Corect? Corect? Haideți să vorbim despre acest eveniment. Și vă las microfonul deschis ca să ne puteți povesti în detaliu ce a însemnat și de ce este specială ediția a 7 a Cupei Logisticii. Ediția 7 a Cupei Logisticii este destinată structurilor de logistică din. Numai ar... structurilor de logistică. Numai structurilor de logistică și invitații. Anumiți invitați din Armata României. Am vrut să arătăm că și logistica este o armă care contează. O armă care este bine dezvoltată din punct de vedere fizic și putem să îmbinăm sportul cu, cu armata prin competiția pe care am desfășurat-o pe ramurile de sport mini fotbal, volei, mini basket, cross, tenis de masă, tenis de câmp. Am avut 10 invitați, unități militare care au răspuns prezent din cele 18 pe care le-am invitat. Și vreo 300 de participanți aproximativ. Și foarte mulți participanți, într-adevăr. Nu știu dacă e un record sau nu, ori dacă neapărat contează cantitatea, dar să strângi aproape 300 de oameni care să concureze la diverse discipline sportive mi se pare din start un, cum să zic o victorie organizatorică. Corect și ne dorim pe viitor să fim și mai mulți. Mai ales că baza noastră de pregătire fizică numărul 2 de la T este o bază frumoasă care Asta voiam să spun, că e un cadru acolo fantastic, a propus și niște trasee la cross, la alergare extrem de variate, terenul de volei de nisip unde s-a jucat în încălțăminte sport, dar până la urmă a fost foarte frumoasă și competiția respectivă, a fost totul aproape ideal, nu? La centrul de pregătire și agrement al Ministerului Apărării Naționale. Exact, exact. Și Cupa Logisticii a, născut. a ajuns deja la șapte ediții. Asta, clar, dar a născut și ceva ecouri, pentru că am văzut, erau foarte ambițioși concurenții. Adică, bun, ne întâlnim, povestim, ne place că ne vedem, dar când jucăm trebuie să vă batem. Cam asta era ideea. Da, și surpriza noastră a fost exact din unitățile subordonate au câștigat sau au bătut echipa Comandamentului Logistic într-un. N-au respectat unitate. ierarhia. Au Ei. bătut echipa Celeiului. <laughs> Nu. În momentul când te pui la star, cel mai bun câștigă. Evident, da. E foarte important pentru că toate aceste lucruri au însemnat pe lângă o medalie, o diplomă, un trofeu, o amintire, socializare. N-a mai contat gradul, n-a mai contat funcția, a contat că timp de o mai oră sau două... unitatea militară din n -a, care a contat aparți. unitatea militară, dar timp de o oră sau două a fost o camaraderie totală. Și la mici, pentru că s-au mâncat și mici, trebuie să spunem asta, dar mai ales pe terenul de sport. Corect. Oamenii, aia, majoritatea, 99% dintre ei, probabil că și-au planificat deja pentru anul viitor și au făcut cu roșu acolo în agendă că vor participa din nou la Cupa Logisticii. Să știți că am primit deja confirmări exact. că a fost o ediție plăcută, s-au simțit bine invitații și că vor participa și la anul. Să știți că nu e deloc o chestiune întâmplătoare, am regizat dinainte ceea ce vorbim de aia. Am știut ce va spune doamna Botezan. <laughs> în orice caz, cupa logisticii, cumva este un vârf de lance al ultimelor evenimente sportive organizate cumva în afara calendarului oficial al biroului educație fizică și sport din cadrul statului major al apărării. O altă structură care are o foarte bogată activitate. Dacă doriți, putem să vorbim și eu. Mi-aș dori sincer să vorbim și despre acest lucru, pentru că avem uh, competiții sportive dedicate unităților de instrucție și celor dedicate instituțiilor de învățământ militar. Exact. Prin natura meseriei, mă cam duc pe teren după ei peste tot. La fel cum am văzut și la Cupa Logisticii, vreau să spun că este o emulație fantastică. V-am văzut fiind în jurul de arbitraj de câteva ori, nu o singură dată, de câteva ori. La fel, cumva s-a creat o echipă și voi jurul de arbitri, dar și ei, participanții, conducătorii de loturi, e ca un fel de uh, familie a sportului militar. Se poate spune așa? Se poate spune și așa și ceea ce îmi place mie foarte mult este dorința de a lupta și a demonstra că ești cel mai bun pentru unitatea militar din care uh, faci, parte. faci parte. Exact. Așa de este. Toți sunt mândri să reprezinte un steag. Și nu numai asta. Bun, clasamentele, până la urmă, ați făcut spor de performanță. Știți bine că există o tiranie a clasamentelor. Poți să fii foarte bine pregătit și să nu iasă un loc cu o medalie. Exact asta am și uitat că asta voiam să spun când ați ocupat locul 11 cu record național la Atena. A fost o cursă extrem de echilibrată, și foarte probabil între locul 1 și locul 20, nu 11. N-a fost diferență de pregătire, a fost diferență poate de abordare și de șansă, de hazard în ziua concursului. E corect? Corect. La fel este și aici. Dar ce voiam să accentuez și mai tare este că uh, i-am văzut pe concurenți, dincolo de faptul că ei concurează și ies pe niște locuri, mai sus sau mai jos, câteodată mai sus, câteodată mai jos lor le este foarte drag și sunt foarte mândri de exemplu de ecusoanele pe care le au de la unitățile lor, de știu eu ce s-a scris pe Facebook-ul unităților lor despre ei. Sunt și astfel de competiții care decurg din cele de bază, cele sportive. Corect. Și sunt foarte apreciate pozele care apar în timpul competiției. Un hashtag pe, da, da, pe este. Facebook contează foarte mult. Așa este de -aia și noi la Observatorul Militar am acordat întotdeauna uh, spațiu acestor evenimente sportiv-militare pentru că ele sunt importante și. Uh, poate că nu valoarea în sine a evenimentului contează, valoarea tehnico-tactică, dar faptul că există noțiunea de socializare, de camaraderie, că acei oameni poate se vor întâlni în alt context, în, știu eu, teatrul de operații și și aduc aminte că au concurat împreună, cred că este mai important. Corect. Pentru noi trebuie să recunosc că această competiție a fost oarecum și o bază de selecție, având unitățile subordonate, pentru că urmează competițiile destinate unităților militare. Urmează campionatul militar de cross, apoi aplicativ militar de vară, pentatlonul. Adică mergem pe calendarul oficial acum și cupa logisticii n-a fost altceva decât o selecție extinsă, să zicem așa, dintre cei mai buni sportivi logisticieni. Corect. <laughs> I-am văzut și pe cei de la școala militară de maestri militari și subofițeri pentru logistică, de asemenea foarte bine integrați în competiție cu toate că ei nu erau unitate de instrucție, totuși au participat și au fost tot așa un fel de oameni care au adus altceva în plus față de edițiile trecute, nu? Da, aș trebuie precizat faptul că spre găsibire de o altă unitate militară, acolo la școală ești șase luni, un an sau cel mult doi ani de zile, după care pleacă fiecare la unitatea unde este repartizat. Și totuși, Colectivul de acolo cu ofițerul de educație fizică a reușit să facă o echipă care să fie mândri ca aparțin acelei școli. Mă bucur mult de această discuție, de acest dialog care, din punctul meu de vedere, ramifică multe idei, trebuie totuși să-l încheiem. Ne place sau nu, timpul ascultătorilor sau privitorilor nu este unul nelimitat. Aș vrea așa ca o concluzie, indiferent care ar fi aceasta, o concluzie naturală cum a fost toată discuția cu Mihaela Botezan. Prietenie prin sport, da, stil e. de viață sănătos prin sport. Cam asta. Acestea așață. sunt niște motouri care poate le-ați mai auzit, pe care poate le ați mai auzit în altă parte, dar spuse de un sportiv care a devenit militar grație practicării sportului și care acum ce face, promovează sportul în armată, eu zic că au o greutate mai mare. O altă subliniere, nu? Da, faptul că poți să faci sport este un etalon că ești sănătos. Și, și că îți poți face treburile și obligațiile profesionale. Ți le poți duce la îndeplinire, nu? Da, ah, și te poți bucura de viață până la urmă. Eu nu pot decât să vă mulțumesc mult pentru timpul acordat la podcasturile de Observatorul Militar și să sper că ne vom mai întâlni tot aici la această masă de discuție când vom avea tot așa evenimente concrete despre care să putem discuta. Prieteni, a fost Maior Mihaela Botezan, mai cunoscută multora pentru cariera sportivă, desigur. Rămâneți alături de noi, seria podcasturilor Observatorul Militar va continua.